Uite, ce înseamnă victoriile, declarația lui Ciolacu. Cred că a venit momentul să ne asumăm ca guvernul României să se implice direct în finanțarea academiilor de fotbal. Guvernul are datoria să vină alături de cluburile care au investit în Academie, alături de FRF, ca să creăm o bază cât mai solidă pentru viitorul fotbalului românesc. Vom investi solid de acum încolo ca o strategie în fotbalul românesc, în Academii. E momentul ca și noi, cei care conducem țara, să venim lângă fotbalul românesc care ne-a dus atâtea bucurii. L-a convins Burleanu? Se poate spune asta sau nu? Foarte clar, eu cred că... Nu, direct. Și scurt că asta e ultima, pentru că... Cred că era convins dinainte de treaba asta, da. Pentru că discuțiile n-au fost numai asta acum, înainte de acest meci, când a venit la băieți la cantonament. Discuțiile sunt de mai multă vreme, la nivel guvern, federație, da. Mă rog, ministerul, nu mai e minister, nu știu cum se mai numește acum. Dar probabil a avut contribuție decisivă, Burleanu, nu, să-i explicându-i niște lucruri și nu? A făcut de foarte multe ori lobby-uri pentru diferite lucruri care să îmbunătățească activitatea în fotbal. Știți foarte bine, și la fiscalitate, și la aia, și la aia, că sunt o grămadă de chestii pe care noi nu le știm, că astea țin de administrație. Inclusiv asta, pe vremea fostului ministru care a fost cel... De la UDMR parcă a fost din Ciuc, băiat tare bun și care a promis că dă 20 de milioane de euro pentru dezvoltarea academiilor. Și Burleanu i-a spus clar, domnule, dați-ne 20 de milioane, nu federații. Ca să nu zică lumea că trec banii pe la noi și noi împărțim cum vreți. Nu. Noi vă dăm o clasificare a academiilor în funcție de ce realizează, iar dumneavoastră ca guvern virați direct să nu fie discuții, și discuții că a luat banii stoichiți. Deci era suma de 20 de milioane, suma? Parcă așa mi-aduc aminte, jur de 20 de milioane cred că era suma asta. Și care ar fi trebuit să fie investită... Direct în Academii. Direct în cele 20 de Academii, nu mai țin minte cum era, 18, 24 de Academii, în funcție de clasificarea care se face, vine, vede, ce antrenore, ce terenuri, ce condiții. Și nu s-a mai realizat, nu? Nu, a rămas la stadiul de promisiune. Las că vă dă banii. Dar măcar, dar măcar și acel ministru a avut această inițiativă. Uite, există precedent, vă dă banii Ciolacu, 20 de milioane. Ciolacu, dacă face treaba asta... Adică dacă dă 20 de milioane, e aur, nu? Nu știu, 20 de milioane. Dar e aur, nu 20, Mihai. Păi cum să nu fie aur?